Înfloresc grădinile cerului ca oglinjoara. Ne-am făcut un 3 martie 2023. Am avut cotă 2 câștigătoare ieri pe TikTok-ul meu minunat Vlad Stoian X. Dar astăzi, pentru că este 3 martie, ce face un om deștept? Modifică strategia. Cota asta demonstrativă pe care eu o ofer pe TikTok și ulterior și pe pagina mea de Facebook Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, cota de 2 zilnică, care a avut o perioadă bunuță, relativ prostuță, pentru că am avut 6 câștiguri, 3 zile de roșii, 4 câștiguri, 8 sau 9, 8 zile sau 9 de roșii, iarăși zi de câștig, iarăși zile de pierdere. M-am gândit la o gândire. Am discutat cu băieții de pe grup care joacă neobligatoriu cota asta. Ce facem? Conform noilor date, după zilele astea care au trecut și în care am jucat, am dat de o cotă de 3, că tot zisei 3 martie, o cotă de 3, aproximativ 3, formată din 3 meciuri, care se descurcă senzațional. Păi ce face un om intelectual? Modific jocul pe cota asta de 2 cu rată foarte bună de 38 de câștiguri în 72-73 de zile, câte sunt din 20 decembrie până ieri, numărați voi. Și pe urmă am schimbat toată tevatura, toată calimera, m-am decis eu așa brusc, în cota asta de 3 cu 29 de câștiguri în aceeași perioadă. De 72, 73, 74 de zile, I don't know. Numărați voi foarte exact, da? Deci 29 de câștiguri în aproximativ 73 de zile, dacă mă mai ajută matematicile. Sunt cu aproximativ 10 câștiguri mai puțin decât pe cota de 2? Or fi. Dar aici vorbim de o cotă de 3, de 29 de ori câștigătoare în zilele astea, 72, 73 câte sunt. Deci, oare este bine sau nu este bine? Eu cred că este, dacă mă uit la rata aia de câștig, la cum e aspectată în ultimele 2 luni, eu cred că este foarte, foarte bună, foarte, foarte drăguță, foarte, foarte bună de folosit. Băieții care o folosesc pe grupul meu privat de WhatsApp, unde vă aștept și pe voi, scrieți-mi la 07 45 70 80 08, mi-au spus că ar fi tentați mai degrabă să o încercăm pe asta, o perioduță. Dacă se descurcă așa bine, de ce să nu o băgăm în seamă? O băgăm. Cu alte cuvinte, de ce vă povestesc despre toată această nebunie aici? Pentru că veți găsi de azi încolo, pe TikTok, altceva decât cota de 2, veți găsi această cotă de 3, despre care vă anunț aici în mod oficial. Mergem pe o cotă de aproximativ 3. Astăzi este de 3.27 chiar. Vedem dacă se întâmplă să se înverzească. Dumnezeule, ajută-ne! Cota Bacșiș, așa cum am poreclit-o eu acolo pe grup. Așa, mai de glumă, mai de distracție, o prezint demonstrativ pe TikTok, dacă vreți să o folosiți, Vlad Stoian X, sau pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian. Mergeți acolo dacă vreți să o aflați. Dincolo de asta, mergem pe schema zilei. Biletul pup sus al canalului, luați-vă pixulețele, începe chiar acum. Avem o cotă pentru vinerea asta de 36.09, plămădită, gătită, coaptă, arsă pe toate părțile în cuptoarele Maleu, în cuptoarele Vlad Stoian. 36.09 conține 8 evenimente, e formată această cotă din 8 evenimente, iar primele două dintre ele încep la 3 după amiaza fix, ora României, orele 15, primele două dintre meciuri. Luați creionașul și haideți să notăm acest extraordinar bilet suc, acest magnific bilet. Hai să-l dictăm pentru prietenii noștri din țara lui Piticot. Vă rog din tot sufletelul, spuneți-le tuturor amicilor despre acest canal. Dați un like, dați o abonare dacă n-ați făcut-o deja încă. Băgați un like acolo să mă ajute în algoritmul YouTube-ului să urc și eu în trending. Și uitați-vă mai mult la clipurile astea, creați situații în care puteți să îmi faceți mai multe vizualizări. Toate astea și chiar și un comentariu, dacă puteți să băgați la clip, mă ajută, toate treburile astea mă ajută foarte tare să merg cu canalul ăsta mai departe. Pentru că la un moment dat, dacă
nu poate merge canalul mai departe, s-ar putea să mă gândesc așa deodată și să zic, mba, pula, ce rea puțin canalul ăsta. Deci ajutați-mă să-l facem să fie bine, mai ales că și eu mă screm pe această parte, dacă poate remarcați, să iasă bine. Ce s-a întâmplat ieri? El nu s-a întâmplat cu biletul canalului extraordinar de multe, n-a fost o zi bună pentru biletul canalului, dar ne-am apropiat la un singur meci stricat pe pup jos, fratele Geamăn, alăspuia de pe canal, tot cu 8 meciuri. A fost o senzație. Vedem ce noroc avem sau nenoroc avem pe ziua de astăzi. Avem, de exemplu, pe biletul canalului pont limitativ la final și chiar și la început. La început și la final. La ambilii capete sunt ponturi limitative. Luanear Dracii. Hai să vedem dacă se vor îndeplini. Urați-ne succes, voi mie și eu nouă, eu vouă, something like that. Hai să zicem, să ne urăm mult noroc și să zicem bilețelul pentru astăzi. Nu m-am dus nici astăzi. Cred că voi săvârși acest moment sâmbătă după amiază. Dacă Dumnezeu, bunul Dumnezeu, îmi va ajuta să extirp acest pămătuf de păr, această pădure a sponsoraților de fire, alții n-are și așa moare, alții merg în Turcia să facă implant. Așa că de bine, de rău, alb sau nealb, eu încă îl mai am. Nu vă forțați, nu vă forțați că este bine când ai păr, indiferent cum arată el în cap. Măi băieții veseli, stai dracu aici, încerc să fixez surdia ca să am un fel de prompter. Ula. Hai că a stat. Dragii mei, vă prezint biletul de astăzi. Luați creionașele. Israel Liga Lumit, Liga Națională, deschide bilețelul de astăzi într-o mare formă. Ne uităm așa la două meciuri în Liga Națională din Israel, Liga Lumit. Hapoel Ramat Hasharon se duelează cu Kfar Qassem, Kfar Qassem, cum stau scris și în aplicații. E un meci în care, cum vă anunțai deja mai devreme, nu se vor da mai mult de două goluri. Sub 2,5, 0-2 goluri, nu mai mult de 2 goluri în acest meci, în interiorul acestui eveniment. Dă Doamne să nu se întâmple altceva. Pe urmă, tot în Israel Liga Lumit, mai mergem și la evenimentul, bătălia dintre Hapoel Rishon Lezion și Umm El Fahem, cum pronunță ei acolo, am auzit în gură de localnic, Umm El Fahem, sunt scris Hapoel Al-Fam în aplicații și ziceam eu în dățile trecute Al-Fam. Ei bine, am auzit din gură de băștinaș Umm El Fahem, ceva de genul ăsta, El Fahem. Asta e, ei știu mai bine pe limba lor. Cert e că ne chinuim cu pronunțiile degeaba pentru oaspeți, pentru că pronosticul pentru meciul ăsta al doilea din Liga Lumit Israeliană, pronosticul este 1x, câștigă gazdele sau se termină meciul la egalitate. Mergem pe victoria Hapoel Rishon Lezion. Gazdele sau egal. Ne mutăm cu naveta spațială în Emiratele Arabe Unite, EAU, Pro League, la mare confruntare între Al-Dafr, se scrie Al-Dafra în aplicații, Al-Dafr versus Al-Wasl, cred că așa s-ar pronunța corect, să mă ierte Sfântul Duh. E un meci în care ne alegem cu gazdele marcând, marchează gazdele, măcar un gol vor da și gazdele. Al-Dafr, cred că e pronunția corectă, Doamne ferește, Al-Dafra, stau scriși în aplicații acești magnifici. Mergem pe faptul că vor marca măcar un gol în tot evenimentul. Al-Dafra. Doamne ajută, am scăpat de această pronunție. Ne mutăm în Oman după toată nebunia asta, în Oman Professional League, au și ăștia ligă profesională. Dofar se vor duela cu Al-Sib și mergem pe peste 1,5. Cel puțin 2 goluri se vor marca în acest meci. Aici mergem pe 2+. Africa de Sud ne așteaptă cu brațele deschise ca direcția 5. Africa de Sud Premier League vine pe biletul de astăzi cu Moroka Swallows împotriva celor de la Orlando Pirates. Și aici punem în Africa de Sud la meciul ăsta 2+, peste 1,5. Se vor marca măcar 2 goluri
în tot evenimentul. Dă-ne, Doamne, mult noroc! Elveția Challenge League continuă bilețelul de astăzi cu mare, mare întrevedere între Yverdon Sport, Yverdon Sport și Ville. X2 pentru meciul ăsta bate Ville sau bate din palme și se termină egal, la egalitate. X2 câștigă oaspeții sau se termină meciul la mare egalitate. X2 pentru cei de la Ville. Will se cam scrie în aplicații, se pronunță Panenția Ville. Pe germana care se vorbește în Elveția. Haideți în Belgia, că toți suntem pe acolo, în Challenger Pro League, tineret, echipe secunde, Anderlecht 2 Roman sau Under 23, tineret sub 23 de ani, se duelează cu Club Bruge, cum vă place vouă să pronunțați, Club Brugge, Under 23, Brugge 2 Roman, e un meci în care se dau măcar 3 goluri în toată tevatura, 3 plus, peste 2,5. Este un meci cu tineret în care ne așteptăm să se care goluri. E o cotă de 1,60 pentru treaba asta și sper să nu ne dezamăgească puleții foarte tineri din Belgia Challenger Pro League. Grupă de campionat. Irlanda Premier Division închide tot spectacolul de astăzi de pe biletul pub sus al canalului cu Shamrock Rovers vs. Derry City. V-am anunțat de la începutul episodului că nu se vor căra multe goluri, mergem pe sub 2,5. 0-2 goluri în această mare nebuneală. Nu se dau mai mult de 2 goluri, sub 2,5. 0-2 goluri. Da, am zis bine. Acesta este bilețelul de astăzi. Înainte să închidem coșmeria, vă spun din nou tradiționalul meu text că am un grup privat de WhatsApp. Eu fac zilnic 6 bilete acolo, 2 scurte și 4 lungi. Ofer bonus și o cotă de 3, începând de astăzi, cea mai sigură din tot ce am eu, cu 29 de câștiguri în trecut, pe TikTok, Vlad Stoian X, și pe Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian. Un bilet scurt, numit Pup Sus, îl ofer zilnic și aici pe YouTube. Atenție, toate biletele mele sunt grele și negarantate. Foarte riscant. Vă recomand să jucați responsabil cu mize minime. În grupul privat de WhatsApp ofer pe lângă biletul Pup Sus al canalului încă 5 bilete. Pup Jos, v-am zis mai devreme despre el, s-a sticat pe ziua de ieri un singur meci din 8. Fratele geamăn al ăstuia de pe canal. Ambele bilete scurte au adus 11, respectiv 13 câștiguri, fiecare cu cote verzi de 20-30 în ultimele 73 de zile. E destul de drăguțel. Pe urmă mai jucăm acolo un grup cheia, un bilet cu 13 meciuri. Ponturi Blânde, care formează o cotă de 100 plus, a adus o cotă verde de 125 pe 28 decembrie anul trecut. E o variantă resetată cu 6 câștiguri în ultimele 73 de zile. Maleu mai jucăm pe grupul meu privat de WhatsApp, format din 10 meciuri cotă 2, 10 meciuri cotă 2. Multă vreme anul trecut a fost biletul canalului, în prezent conține adunături cote de 2, spuma mărilor, ce consider eu că e mai bun și mai accesibil. Pe urmă jucăm Triumf, un bilet baban, frumos, puternic, care conține toată cheia. A fost câștigător pe 21 noiembrie 2022 anul trecut cu o cotă 375. E compus în prezent din 18 meciuri. Ne așteptăm la mare nebunie cu el. Are 3 câștiguri în trecut în perioada de 20 decembrie cât 2 martie. Doamne ajută-ne! Biletul cel mai greu și cel mai complicat, venirea mormanului, e format și ăsta din 18 meciuri, îl ofer de asemenea pe grupul meu privat de WhatsApp. A fost câștigător pe 30 aprilie anul trecut cu o cotă de 1293. Wow! Biletele lungi, trebuie să rețineți că ies câștigătoare greu, cam o dată la 6-8 luni. Sper eu mai des, conform noilor formule de joc pe care le folosesc din ianuarie încoace. Așadar, setați-vă foarte clar la căpuțul vostru în ce vă angajați intrând pe grupul meu privat de WhatsApp. Pe grup jucăm un total de 6 bilete zi de zi, construite de mine în aplicația Superbet. Avantajul pe grup e că primiți biletele gata, făcute, nu mai trebuie să căutați manual meci cu meci.
Deci să aveți cont și aplicație Superbet pentru rapiditate. Ăsta e motivul pentru care vă invit să aveți cont la Superbet. Înțelegerea pe grup e ca băieții să joace biletele zi de zi, toate 6 cu măcar 2 lei și să pună capturi doveditoare pe care să văd miză și câștig potențial. Cine nu joacă zilnic este exclus din grup. Nu stăm la discuții. Pentru toate detaliile vă rog să-mi scrieți pe WhatsApp direct la 0745 70 80 08. Jucând toate biletele cu măcar miză de 2 lei, 6 bilete ori 2 lei, vă costă 12 lei pe zi, adică 360 de lei pe lună ca să le mizați pe toate, cu miză minimă de 2 lei, da? Aveți o astfel de sumă de riscat, fără să vă afecteze viața sau economiile. Dacă o aveți, vă aștept atunci cu drag să încercăm împreună biletele astea complicate, complicate grav. Încercăm până reușim și până ne lăudăm aici cu o sticlă de Pepsi Max că am câștigat ceva foarte mare. Să aveți o zi de vineri minunată, un început de weekend fabulos și poate cu niște verde la final. E nouă fix, pun și eu minunatul episod pe canal și vă mulțumesc din tot sufletul că rămâneți alături de mine. Ăștia care sunteți constanta de 300-400 de vizualizări pe zi și 50-60 de like-uri. Haideți cu mine și în viitor pentru că nici nu știți ce pierdeți, cum ar spune Diaconescu la OTV. V-am pupat, v-am sărutat, ne revedem, sper cu bine și în dățile următoare.